Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem ce ne rezervă astrele pentru săptămâna aceasta. Previziunile sunt valabile atât pentru zodia natală cât și pentru ascendent. Berbec. Flexibilitatea și deschiderea către noi experiențe, persoane sau activități te avantajează în mod deosebit. Legăturile cu prietenii, cu un grup din care faci parte, aspirațiile tale, toate acestea sunt accentuate și susținute de intrarea lui Venus în Vărsător, care activează sectorul speranțelor și al idealurilor. Luna plină din rac din weekend te îndeamnă să devii mai flexibil și inovator în modul în care abordezi atât sectorul familial, cât și cel profesional. Taur. Disponibilitatea de a vedea lucrurile sau situațiile și din alte perspective și puterea de a face unele schimbări necesare îți sunt de mare ajutor. Venus, planeta care te guvernează, intră în Vărsător de marți, oferindu-ți ocazia să-ți amplifici rolul și imaginea socioprofesională. Vei fi mai vizibil și mai popular. Luna plină din drac din weekend intensifică comunicarea și interacțiunea cu anturajul apropiat, îndemnându-te să fii mai flexibil cu unele mentalități sau credințe. Gemeni. Cu cât ești mai conectat la intuiția ta, cu atât vei ști cum să acționezi mai înțelept. Venus, care intră marți în Vărsător, îți deschide noi orizonturi, fizice sau intelectuale, îți oferă un acces mai mare la noi cunoștințe și te susține dacă vrei să-ți amplifici gradul de vizibilitate și interacțiune cu comunitatea din care faci parte. Luna plină din drac din weekend te îndeamnă să devii mai intuitiv în modul în care te pui în valoare, personal și financiar. Rac. Abilitatea de a fi flexibil în anumite interacțiuni personale sau profesionale, dar și claritatea procesului de comunicare sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor în această săptămână. Venus intră de marți în Vărsător, activând sectorul afacerilor, venind cu vești încurajatoare în acest domeniu. Luna plină din propriul tău semn din weekend te îndeamnă să ajungi la un compromis satisfăcător în privința unor parteneriate, fiind deschis la variante noi de soluționare a unor diferende. Leu. O săptămână în care eficiența și inovația fac o echipă extraordinară. Sectorul parteneriatelor este dinamizat de intrarea lui Venus în Vărsător de marți, care armonizează interacțiunea în orice fel de parteneriat. O anumită conexiune sau alianță cu cineva este norocoasă, venind cu noi perspective. Luna plină din rac din weekend poate scoate la suprafață unele sensibilități sau nemulțumiri, însă, per ansamblu, poate antrena unele schimbări pozitive. Fecioară. O săptămână mai altfel decât până acum, într-un mod pozitiv și antrenant, atât timp cât accepți provocarea de a ieși din zona de confort. Venus intră de marți în Vărsător, activând sectorul muncii și al sănătății, venind cu noi oportunități profesionale și îmbunătățind interacțiunea cu colegii. Luna plină din weekend, din rac, te îndeamnă să-ți gestionezi timpul și prioritățile, astfel încât să fii mai liber și mai spontan cu unele oferte sau activități. Balanță. O săptămână în care socializarea și interacțiunea cu unele persoane pe plan personal sau profesional este favorizată. Venus, planeta care te guvernează, intră marți în Vărsător, activând sectorul iubirii și al creativității. Deci tot ce ține de creativitate, iubire, relația cu copiii sau divertisment se intensifică. În weekend, luna plină din rac din sectorul profesiei te îndeamnă să-ți redefinești rolul socioprofesional cu mai multă încredere și asertivitate. Scorpion. Ești activ fizic și intelectual săptămâna aceasta, iar unele conversații sau drumuri neașteptate te scot din zona de confort. Marți, Venus intră în Vărsător, activând în cazul tău sectorul familiei și al căminului, susținându-te în a face unele modificări sau redecorări în propria casă, pentru îmbunătățirea confortului. Luna plină din rac din weekend te îndeamnă să fii mai flexibil vis-a-vis de unele mentalități sau căi de dezvoltare, să gândești în perspectivă și să nu refuzi noul, pentru simplul fapt că este diferit. Săgetător. Ești activ, dinamic, atât fizic cât și intelectual, iar modul plăcut și carismatic cu care interacționezi te avantajează. Venus intră de marți în Vărsător, activând sectorul gândirii și al comunicării, deci ai șansa să transformi procesul de comunicare într-o adevărată artă. Luna plină din rac, din weekend, activează sectorul financiar, îndemnându-te să devii mai practic și mai deschis către noi metode de îmbunătățire sau eficientizare a veniturilor. Asigură-te că menții un echilibru între venituri și cheltuieli. Capricorn. Dorința ta puternică de schimbare și reinventare se face resimțită atât pe plan personal cât și familial. Venus intră de marți în Vărsător, activând sectorul resurselor și al valorii. Deci vei avea șansa să-ți îmbunătățești veniturile, dar și stima de sine în următoarea perioadă. În weekend, luna plină din rac activează sectorul parteneriatelor tale, îndemnându-te să echilibrezi unele dorințe personale cu cele ale partenerului, devenind mai flexibil și mai deschis către unele activități comune. Vărsător.
O săptămână în care unele informații sau chestiuni private pot ieși la suprafață, necesitând a fi discutate și analizate. Venus intră marți în propriul tău semn, deci te pregătești să devii mai conștient și mai atent la nevoile și dorințele tale. Interacțiunea cu anturajul apropiat te favorizează. Luna plină din drac din weekend va scoate la lumină orice posibilă neînțelegere sau tensiune legată de stilul de muncă sau de modul de organizare, îndemnându-te să ai flexibilitatea de a schimba unele lucruri. Pești. Unele conversații, drumuri sau schimburi de experiență pot fi extrem de incitante, oferindu-ți șansa să te informezi mai bine asupra unor domenii. Treptat, o parte din tine devine mai nostalgică sau mai reflexivă pe măsură ce Venus intră în Vărsător de marți, activând un sector al resurselor interioare și al subconștientului. Luna plină din drac din weekend te îndeamnă să fii mai asertiv și mai liber cu modul în care te pui în valoare, surprinzându-i pe cei care au unele pretenții de la tine, iubit, prieten, mediul social, cu o nouă atitudine. Acestea au fost previziunile acestei săptămâni. Să aveți o săptămână minunată! La revedere!